Noi, elevii clasei a 5-a, Instituția Publică Gimnaziu Pohoana, avem drept scop informarea și educarea alegătorilor și viitorilor alegători, implicarea acestora în activitățile de instruire în domeniul electoral. Tinerii sunt cei care contribuie la modernizarea societății. Toți sunt diferiți, dar toți sunt egali, inclusiv și în dreptul de a participa la alegeri. Vrem să simulăm alegerile pentru persoanele nevăzătoare și persoanele cu dizabilități locomotorii. Reporter la televiziune. Ne aflăm în secție de votare numărul 1 de satul Pohoana, Raionul Șozănești. Dumneavoastră sunteți președinte? Bună ziua, eu sunt președinte de secție de votare a Andermarca. Noi facem drept scop de a primi oameni cu dizabilități. Pentru oameni cu dizabilități nevăzătoare, avem o rubă care ajută să mărim litere. Toți oamenii nevăzători vor putea vota de sine stător. Mulțumim! Spuneți-mi, vă rog, dacă ați întâmpinat greutăți la deplasarea drumului ca să ajungeți la secție de votare numărul 1? Nu, secție de votare a devenit foarte accesibilă pentru oamenii cu dizabilități. Bordura a fost renovată, rampa de acces a fost instalată și dintr-o uză mică, unde nu căpea nimic, a fost pusă una mai mare.